Acum câțiva ani am devenit parteneri în proiectul IP Health, ROHU 449, care este proiectul flagship al județului Bihor, iar acum ne apropiem de finalizarea implementării proiectului prin construirea unei clădiri noi pe strada Nicolae Jiga numărul 29, unde se va inaugura, nu peste mult timp, Centrul de Abilități Practice în domeniul medicină. Pe lângă pregătirea teoretică pe care o au nevoie studenții de medicină, este nevoie și de o pregătire practică, pentru că doar cu teoria stăm lângă pacient și nu avem curajul să facem nimic. E adevărat că cea mai mare parte a acestor activități practice se acumulează în rezidențiat, dar inclusiv când termină facultatea, un student de medicină trebuie să aibă niște abilități practice. La parterul clădirii vor fi amenajate săli pentru nursing, pentru anatomie, pentru medicină dentară și pentru farmacie. Iar la etaj, disciplinele clinice vor fi găzduite, chirurgie, ATI, modul de ecografie, de endoscopie și de oftalmologie. Parteneriatul nostru cu Consiliul Județean este în cadrul spitalelor care există în Oradea, niște spitale care au o dotare extraordinară. Nu știu care oraș se mai poate mândri cu asemenea spitale, iar noi ne bucurăm că studenții noștri își pot desfășura activitatea în aceste spitale. Sperăm mai departe o bună colaborare cu Consiliul Județean, pentru că ambițiile sunt mari pentru Facultatea de Medicină. Suntem o facultate mai tânără în cadrul facultăților, universităților de medicină, dar vrem să ajungem să concurăm cu universitățile tradiționale de medicină.